Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. În tutorialul video de astăzi am să îți prezint cum se instalează dispozitivul Wi-Fi Display de la Escast și am să-ți arăt în cazul nostru cum îl montăm pe un monitor. Cum am spus în unboxing-ul anterior, acest dispozitiv poate fi montat pe orice dispozitiv sau orice televizor nou care are o ieșire HDMI. Ok. Eu aleg să îl montez pe acest monitor tocmai pentru faptul că este mai ușor să vă arăt cum se face acest lucru. Pentru început avem dispozitivul. Introducem direct în portul de HDMI. Avem acest cablu care este cablu de alimentare a dispozitivului Escast. Da? Această mufă o introducem în aparat. Mai puțin. Ok. Iar acest cablu USB trebuie să-l introducem la calculator sau, în cazul dumneavoastră, dacă îl conectați la un televizor, la un televizor. Televizoarele, cel puțin din 2007-2008 încoace, toate au venit cu un port USB și se poate alimenta direct de la televizor. În cazul în care nu aveți un port USB la televizor, puteți să ne lăsați un comentariu și noi vă vom redirecționa către locul de unde puteți achiziționa un adaptor USB pentru a alimenta acest Wi-Fi display. Este de ținut minte faptul că acesta funcționează pe 5V, nu pe 12V, cum sunt încărcătoarele de telefon. Deci nu încercați să conectați acest cablu la un încărcător de telefon, că riscați să ardeți aparatul. Ok. Haideți să întorc monitorul. Ok, acum, în comparație cu acel Wi-Fi display oferit de Anycast, acesta este mai ușor și mai interesant de lucrat cu el. De ce? Pentru că, în cazul meu, pe un iPhone, în App Store găsim aplicația Escast. Ok, după cum se vede în partea stângă, avem aplicații disponibile pentru acest dispozitiv în Google Play, în App Store și în Windows Phone. Adică este compatibil cu aproximativ toate tipurile de telefoane. Ok, eu am să deschid să vă arăt și ce fac pe telefon, wireless-ul, numai puțin să deconectez. Să mă deconectez de pe rețea, pardon. Ok. După cum vedeți, se conectează deja pe rețeaua Escast. Da? Pe dispozitivul nostru. Bun. Și vedeți în partea dreaptă. Dau un zoom să se vadă mai bine. Avem așa, un dispozitiv conectat și Wi-Fi display-ul este conectat la modem care oferă acces la internet. Da? Vedem și aici telefonul, dispozitivul nostru Escast și tutoriale video PC care este rețeaua wireless prin care s-a conectat la internet. Ok. Acum cu ajutorul aplicației din App Store putem să administrăm mai ușor acest monitor. Ok, voi alege. Am găsit un dispozitiv. Mergem pe el. Da, și acum
Haideți să dăm pe web. Da. Și facem stream efectiv la... Haideți să mergem și pe YouTube. Să dăm play la o piesă. Da, se vede totul ce se întâmplă în spatele meu pe monitor. Da, în comparație cu acel Wi-Fi display oferit de la Anycast, acesta redă fișierele direct pe acest USB wireless, tocmai pentru faptul că să nu ne îngreuneze nouă sistemul de operare. Ok, voi ieși de aici și să zicem că am dat la jocuri, însă nu cred că va găsi nimic. Ce pot să vă mai arăt? O poză. Da, o poză din telefon. Nu am poze. Sau putem să facem direct mirroring la telefonul nostru cu ajutorul aplicației AirPlay din App Store. Puteți face acest lucru și de pe iPhone. Haideți să dau un zoom să vedeți ce este acolo. Aici instalarea propriu-zisă este foarte ușor, foarte ușoară, pardon. Puteți să vă folosiți destul de bine, pot să spun, de acest Wi-Fi display. Cel puțin mie mi-a fost de folos pentru că am reușit să-mi transform monitorul într-un monitor smart. Ok, în cazul în care aveți alte întrebări sau comentarii, nu ezitați să ne contactați în secțiunea comentarii sub acest tutorial video. Linkul de unde puteți cumpăra acest Wi-Fi display oferit de cei de la scast.ro îl veți găsi sub acest tutorial video. Pentru alte întrebări, vă stăm la dispoziție. La revedere!